Aș vrea să spun ceva înainte să începem. Mi-ar plăcea foarte mult să stăm de vorbă și mi-aș dori să vină întrebări din partea voastră, mai ales că am vorbit în ultima parte a discuției foarte mult de tehnologie. Și promit că o să primiți ceva drăguț, cei care aveți, nu știu, curajul să ne întrebați lucruri pe noi, cei care venim din zona aceasta de tehnologie în domeniul resurselor umane. E perfect, pentru că e și propunerea pe care vreau să o fac eu înainte de a începe noi orice fel de discuție aici. Ar fi foarte interesant să aflăm, respectiv chiar să primim câteva întrebări, pentru că putem să ne adaptăm și să ducem discuția și în zona pe care o cere, desigur, publicul. Există la momentul ăsta vreo... Cred că ar fi mai simplu să le spui să ni le dea pe WhatsApp. Știi, am sentimentul că dacă ar fi așa, varianta tehnologică, glumesc acum, nu? Cum, hai să vorbim. Cum o chema pe amică, pe pinguinul ăla? Cum îl chema? Tapia. Tapia. Deci o sunați pe Tapia, îi spuneți că aveți o întrebare. Atunci, și... Tapia răspunde. Poți să întreb eu ceva? Tapia dumneavoastră o să o caute pe Tapia mea și dacă... Poți să-i întreb eu ceva? Zis să sune și pe mea. Vreau să-i întreb eu ceva. Credeți că ar prinde în România Tapia sau cum mâna o chema? Sus, roboțelul? Cine crede? Cine crede că ar prinde în România? Wow. Serios, atât de mulți. Eu mă gândeam că totuși e o diferență culturală foarte mare între noi și Japonia, nu? Din Japonia era... Unde... Cum? Din Japonia e, nu? Suntem... Uite cum fac sport. Așa, ok. Mersi, mersi. Eu nu văd ca fiind foarte firească această trecere de la un prieten uman la un prieten electronic, să-ți mai zică de mama, că îi faci capul. Exact, la asta mă gândeam și eu. E o diferență culturală enormă între noi și ei. Categoric, este. Lucrez într-o companie japoneză. Da, eu aș vrea să o abordez din altă perspectivă. Dar asta înseamnă că n-avem din punct de vedere emoțional sau exact toți aceiași nevoi. Numai că ei intră, ei ca și cultura, au două tipuri de interacțiune. La serviciu ai o anumită față, sau arăți într-un anume fel, în familie în alt fel. Dar chiar și în familie sunt destul de, din ce am înțeles eu din partea altor cunoștințe care trăiesc în Japonia, sunt foarte interiorizați. Și asta nu înseamnă că e chiar bine. Din punct de vedere dezvoltare emoțională, inteligența emoțională, sunt foarte inteligenți din punct de vedere IQ. Dar din punct de vedere EQ, există un oarecare delay, să zic. I'm just listening. I thought you want to say something. I think what the respondent said in terms of culture is very important. And we had a previous speaker and said you should learn from culture. In the case of Japan, that is quite true what you said. And recently, I think it was the Kurobo robot, which is a merge of two Japanese words, robot and hope. It's introduced by Toyota. And the reason they introduced it, and it'll sit in the cup holder of your Toyota car, is because they have an aging population and they need some company. So the robot's going to talk to them. They also have application to follow the elderly. So that's okay. But with an elderly application, just to see what your parent is doing, you interact with it directly via, let's say, a conf call. But you have an interaction through technology with another human being. Here it's about having, as a human being, an interaction with technology. Well, that can, I think the technology can mime feelings. A real person feels it. You know what I mean? Exactly. That's why we conduct, they're not going to work for everybody. So the other solution, of course, would be, instead of making a robot, would be to make it invisible, which might be better. At the end of the day, what user experience is about is just making it easier for people to get what they need to do done, okay? And that's why we conduct research, and part of that research is understanding how they feel about things. Because if it looks scary, and in terms of robotics, we have this concept, good luck to the translator on this one, but uncanny valley.
these robots look scary. It's a concept. Oh, they're cute. Yeah, exactly. But that's cute. Why. That's them. Why they look cute. They're supposed to look men cute. Men are cute also. We like you. I'll take your word for it. But part of the process is to design an experience that people are fundamentally comfortable with. Because, as I said, if they're not participating in it, it's useless. So you're quite right. So that's why we conduct what we call ethnography, which is basically research in the wild. So we'll follow people around. It's based on the work of Jane Goodall, who studied chimpanzees. And one day she noticed they were using a stick to get insects. And that's first use technology. So that's how primitive it is. But you're quite correct. We need to understand how different people work differently. And in the enterprise space, we have to remember that the workforce is very broad. So we have to be able to design a user experience that is customizable and that reflects the experience and the expertise of everybody without you needing to deploy different applications. So it's a point well made. Thank you. Pe mine m-a făcut curioasă apropo de trecerea asta în epoca tehnologiei și o să vă provoc pe toți trei la un răspuns. Există mai multe variante și vorbesc acum și în calitate de părinte cumva, pentru că în momentul acesta toată treaba asta cu parenting trebuie adaptată la o chestiune absolut nouă. Inutil să vă spun că unul dintre studiile pe care le-am citit de curând, apropo de a lăsa un copil de 6 ani să joace Minecraft pe tabletă, poate duce la un fel de adicție absolut patologică și parte dintre cercetători care povesteau că unele jocuri pe tabletă, cu ajutorul ecranelor sau al smartphone-ului, sunt un fel de heroină digitală pentru copii. În această variantă, we hate technology, pentru că nu știm ce ne așteaptă în relaționarea cu copiii noștri. Copilul meu de 2 ani și 2 luni știe de la un an și 2 luni să deschidă un smartphone fără să-l fi învățat cineva. Știe să găsească pe YouTube ce are nevoie. Asta poate să fie înfricoșător sau, într-o altă măsură, să te ducă cu gândul că totul se va schimba, inclusiv piața muncii. Copiii noștri peste 20 de ani vor lucra poate mai puțin cu hârtiile cu care noi suntem obișnuiți și atunci trebuie găsit o formă de echilibru. Sentimentul meu este că n-avem fix partea de echilibru. Părerile voastre, apropo de tehnologie, is this life? Monica, eu că bărbații sunt mai emotivi. Da, sunt singura femeie de aici, de la tehnologie. Eu înțeleg perfect ce spui. It's a man's world, right? Am și eu un băiețel de 5 ani care se joacă un Lego Star Wars, nici măcar nu-și spune corect, spune Star Wars, și s-a blocat la un moment dat, nu putea să treacă nivelul și a căutat singur pe YouTube și a descoperit acolo cum să treacă nivelul. Era filmat, exista o filmulețe în care a învățat cum să treacă la următorul nivel. Și într-adevăr, dacă stau și mă gândesc ca părinte, uneori mă înspăimântă, da, bănuiesc că nu vor mai lucra pe hârtie, nici nu știu dacă va mai exista hârtia peste 20 de ani. Pe de altă parte, dacă mă gândesc cum erau joburile când am intrat eu în facultate, de exemplu, sunt joburi care au dispărut, cum spuneai și tu, sunt joburi care au apărut, jobul meu nu exista acum 10 ani, acum am mulți colegi care fac aceeași meserie, nu știm ce va fi peste 20 de ani. Putem doar să ne imaginăm și dacă avem o imaginație destul de bogată, putem să ajungem departe. Pe de altă parte, nu putem să ignorăm tehnologia, nici măcar la locul de muncă, ce spunea și Ultan. Generația nouă a crescut cu Facebook-ul, cu YouTube-ul și cu telefoanele mobile. Dacă îi aducem în companiile noastre și nu le dăm acele aplicații cu care sunt ei obișnuiți, da, pe care să le folosească ușor, să n-aibă nevoie de training, nu trebuie să stea 2 zile să învețe o aplicație. Nu a stat nimeni 5 zile într-un training să învețe să folosească Facebook-ul. Și dacă îi aducem într-o aplicație de acum 15 ani și îi punem să lucreze acolo, vă garantez eu că în 2 zile au plecat din compania noastră. Și atunci ajungem din nou la acea discuție pe care cred că o avem de câțiva ani încoace, generații, mentalități, cum îi facem să lucreze împreună, cum îi facem să lucreze bine împreună și vorbim de o tehnologie care să poată susține pe toată lumea, să fie acceptată, ce spune și Ultan, pentru că degeaba este ea minunată și o lăudăm cu toții dacă lumea nu o folosește.
Dacă nu aveți neapărat o întrebare, puteți cu foarte mult drag să vă exprimați o părere sau o opinie legată de ceea ce discutăm aici. Oricând, repet, doar o mână ridicată și... Avem în spate o întrebare. O să iau așa, pe rând. Thank you. Good afternoon. Great conversation. Wonderful points to follow. Have a question. All technology, or at least all software companies, have built technology to help employers manage their employees. I have yet to see a software company build a piece of software that helps the employees manage their expectations or the promises that they were made when they were recruited. And I bring that up because we talked about engagement here. And recruiting's not hard. You can get people to work for you. It's keeping hold of them, right? You know, making them stay. And we all know that people don't leave companies, they leave bosses. So I'm wondering if there's room somewhere in a technology company somewhere making software that would actually remind the manager, oh yeah, you promised to do this, 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 and this. Because I've not seen that, and I haven't seen the engagement controversy or discussion approach from that side. It's a Thank lovely you. Idea. We can put it like in the politics also, you know, remind them when they promise something. Yes. Pot să răspund în română? Is it okay to respond in Romanian? I respond in Romanian. You'll have yes. translation, right? I've got it in my head now. Okay, perfect. O să răspund în română. Mulțumesc foarte mult. Este o întrebare care îmi ridică mingea la fileu, aș spune. Am făcut și noi un studiu pe engagement anul acesta, în martie-aprilie. Și acest studiu, apropo, este deja disponibil pe site-ul nostru și puteți să intrați acolo. Pentru că sunt niște lucruri surprinzătoare. Aș spune, și ce spune și studiul de fapt, este că principalul actor, nu știu, subiect în engagement este liderul. Este acea persoană, da, care ghidează, își pune amprenta asupra vieții dintr-o companie. Sunt și multe alte aspecte, vorbim despre, nu știu, evaluare, posibilități de dezvoltare în carieră, modul în care vine un om într-o companie, de la recrutare și până la procesul de onboarding. Toate aceste aspecte sunt cumva direct legate de ceea ce înseamnă engagement. Bun, și o să mă întrebați unde vine tehnologia. Tehnologia nu vine într-o relație directă cu engagementul, în schimb susține fiecare dintre aceste procese. De ce? Pentru că tehnologia ne poate ajuta în discuția pe care o avem sau pe care o are liderul cu subalternul sau cu angajatul, în care îi se poate face cunoscut angajatului ceea ce se așteaptă de la el, îi pot fi aduse informații, dar unde se poate și nota sau se poate vedea ceea ce i s-a promis, de exemplu. I-am promis o carieră, i-am promis că o să lucrăm împreună, să-l dezvoltăm într-o anumită arie. Da, toate aceste informații pot fi aduse la cunoștința angajatului, iar dacă ele nu se întâmplă, putem să vedem acolo cine este vinovat. Este managerul cel care a uitat ce i-a promis când l-a angajat? Sau, nu știu, s-a întâmplat ceva, ne-am dat seama că acel angajat este bun la altceva, dar toate aceste informații despre oamenii noștri sunt acolo și ne ajută în munca noastră, în relația cu angajatul nostru, astfel încât să avem cel mai bun loc de muncă pentru angajat, în care să se simtă bine, să nu vrea să părăsească acel loc de muncă sau acel manager, nu? Că tot vorbeam că își părăsește managerul, și cu cât avem mai multă informație, ne putem, cu atât mai bine, pentru că ne putem folosi de ea, să avem acel, cum spuneam, acel loc de muncă în care omul se simte bine. Vreau să încerc să găsesc un răspuns, să văd dacă, în primul rând, dacă am înțeles corectul. Te-am spunea la un moment dat, apropo de implicarea tehnologiei în viețile, ce implicare, prezența tehnologiei în viețile noastre, că asta nu o să ducă neapărat la losing our jobs. Correct? Did I understand correct? Pentru că Victor spunea, pe de altă parte, că studiile arată că
20% în 20 de ani, pardon, tehnologizarea va duce la pierderea locurilor de muncă și la o reconstrucție și salarială, ceea ce cred că interesează pe toată lumea. Bănuiesc că reconstrucția salarială nu va fi în sus, ci întotdeauna în jos, că așa practica așa a arătat. N-am în Ultan. Deci au dispărut. O secundă. Ultan, please. It's a good question, but I have a 12-year-old who is a Minecraft expert. And he plays with a group of kids, and the system administrator is 11 years of age who has set up a Linux box. Now, I don't worry about his future. He'll probably end up doing a job that doesn't even exist now. Could I explain to my mother what I do now? No. So here is the nature of work. Workers have always been knowledge workers. You need knowledge to even dig a hole, okay? So we need to start discounting this kind of distinction. The nature of work will change, but new jobs will emerge. So let's take the financial industry, okay? Yes, it is true that data entry clerks are probably on the way out. Fair enough. What is the hot new job in the financial industry? Data analyst. They command huge money. New jobs emerge, right? So as time progresses, you will see new jobs learn. But will there be mass unemployment? No. There are new roles emerging all the time. If you look at the internet, I mean, there are jobs now that exist, like webmaster, community manager, social media. Sure, some jobs. But I think it's always a mistake to think that manual jobs will be the first to go. For example, there are solutions out there now for automatic legal advice. I hope lawyers go first. But it depends on the situation. But I would not have any fear. I think that the real challenge for us as user experience professional, and by the way, we don't make the trends. We try to anticipate them and to follow them, and to give solutions to people so that they can participate in them, okay, is to automate the really boring stuff and to augment the things you would love to do or want to do, okay? And at the end of the day, user experience question, it's about being able to go home early, play with your kids, go and play golf. If they play, because they might be on a smartphone. Play Minecraft with your kids. You should engage at their level, you see. No, it's not correct. This is not life. They should go in the park and play, and I'm not being old. I'm just trying to keep them in. I think there is a question of balance, and that is sure. And in fact, there is a lot of evidence of millennials, a term I hate, disconnecting from Facebook and so on, and now having faith. And I think that is a good thing. But let's be real, we've all seen this before. I was told, stop listening to those punk rock records. My parents were told, stop listening to the Beatles. I tell my kid, put away that iPad. Whereas really what I might have considered was, what game is he playing? I play Pokemon Go with my kid. He could do 10 kilometers a day. That's boring. Right, so it's not all bad. Depends. It's a balance. I accept your point. Well made. We are human beings, not human doings. Victor are un răspuns și mai apoi cred că avem o întrebare din sală. Victor. Repetul la ce? Partea cu salariile și cu cei 20 de ani cu studiile. Microfonul, te rog. Microfonul, Victor. Microfon. Nu merge. Iartă-mă atunci. Acum merge. Gata, merge. Okay. Deci referitor la întrebarea ta, spuneai că deci în studiul în care l-am prezentat, 800.000 de joburi au dispărut, au apărut 3,5, dacă mi-aduc aminte, joburi noi. Atenție, era acolo în studiu spuneau și referitor la bani, spunea că pentru fiecare job de categorie superioară se câștiga cu 10.000 de lire sterline mai mult pe an referitor la un job de calitate care fusese înlocuit. Deci, practic, și acolo spunea că s-a făcut un boost de economie de 1,5 miliarde de lire sterline, ceea ce înseamnă că aproximativ din cele 3 milioane jumate de joburi noi, 1,5 milioane de joburi noi au fost
de nivel superior. Astea sunt concluziile pe care le trag eu. Nu înseamnă neapărat că, tocmai asta vreau să spun, că nu înseamnă neapărat că va fi în rău, va fi în bine. Se poate să fie în foarte bine. Deci, de fapt, se înlocuiește munca brută cu niște joburi mult mai specializate și care necesită și în același timp niște competențe și care sunt deosebite. Și mai bine plătite. Și mai bine plătite, da, evident. Da, despre asta e vorba. Da. Doamne ajută, Adi. Întrebarea mea este strict legată de tehnologie vis-a-vis de umanitate. Ultan spunea că nu creați trenduri, ci încercați să le urmați. Asta mă face să mă duc cu gândul la televiziune, care în ultima vreme pare că nu creează trenduri, ci urmează gusturile audienței. Și de dragul audienței mergem pe niște programe de o calitate, după părerea unora, îndoielnice. Se întâmplă la fel și în cazul tehnologiei? Mulțumesc. La mine nu. No, if it's poor, people will not participate. I think the dynamic is slightly different. As you watch television to be entertained, or you're bored, but in the user experience world, it's about getting a task done easily. But no, we don't dumb down and make bad applications, you know, most apps, when they're installed on a mobile phone, they were used once or not at all. That's the reality. And we've got to keep people using them. So, as Monica said, when people come into the workforce, they have certain expectations about how things should work. Why doesn't it work like Google? Why doesn't it work like Apple? And that helps not only in hiring, but also in onboarding and training and retention. So if you go to urbandictionary.com, you search for a word there called craplication. Sorry, translator. What's the definition? It's an application that is crap, but they force you to use in work. Those days are over because people will leave, you know. What user experience is about is getting your job done easily, not even thinking about applications, and then going home and not living in fear of coming into work the next day and finding that the cleaner has taken the sticky note off your screen and you can't remember how to log in. It's that simple. So no, we don't make bad things deliberately. I don't actually watch a lot of television, but I personally would not watch programs that were pretty poor either. Da, nici noi nu facem așa ceva, dar dacă mi-aduc bine aminte, cred că am văzut de ceva timp în store o aplicație care era dedicată maneliștilor, dar se numea Fără Număr, Fără Număr și arunci bani așa de pe ecran. Și, nu știu, dacă nu mă înșel, cred că nu era făcută de o companie, cred că era făcută de o persoană fizică și nu știu dacă a avut succes. Dar cred că tendințe au fost și poate vor mai fi. În schimb, depinde dacă vrei să faci sau nu faci. Da, ei și ei oameni. Trebuie retehnologizat. Foarte, foarte scurt. Foarte multe dintre exemplele date înainte și inclusiv în sală, vă rog să mă corectați dacă greșesc sau dacă sunteți de altă părere. Multe dintre exemplele date cu copii au totuși o componentă educațională în conformitate cu lumea spre care tindem și care, așa cum spunea și Ultan, nu e foarte greu de explicat acum. Da? Pe de altă parte, atunci când vorbim despre interacțiune, despre evaluare, despre gestiune, gestiune în sensul bun al capitalului uman, al oameni. Până la urmă vorbim de capital uman, dar vorbim de, chiar dacă o sumă de indivizi, dar vorbim de indivizi, de persoane, de oameni. Există pericolul totuși unei alienări dacă se continuă pe linia asta? Dau un exemplu foarte scurt. Săptămâna trecută s-a inaugurat Skynet, e o linie de foarte mare viteză între bursa din New York și cea din Chicago, este a șasea linie directă. Între timp au și linii conectate pe microunde. Asta e o linie pe fibră optică care salvează, e o investiție foarte mare, salvează 3,5 milisecunde.
3,5 milisecunde în tranzacțiile care, sigur, se fac câte 3, 4, 500 de tranzacții pe secundă. Sunt tranzacții perfect automatizate. În 2015 au provocat pierderi totale doar bursei din New York de 1200 de miliarde, ele fiind legale. Adică vreau să spun numai că există exemple empirice unde lucrurile au scăpat un pic de sub control. Sigur, reglementările în vigoare permițând totuși asta, iar vinerea trecută cred că bursa a căzut lira sterlină, dincolo de slăbiciunile provocate de Brexit, a slăbit 6,1%. A pierdut 6,1% într-o singură zi. Pe motivul tranzacțiilor pe futures între New York și folosite pe Skynet, deci odată cu inaugurarea. Dispare elementul uman, tranzacționau oameni până acum, oameni care fie prin computer, fie la telefon, aveau un schimb. Există riscul ăsta sau vorbim despre niște lucruri care nu pot fi comparate? Pentru că puțin probabil că acum 10 ani să se fi vorbit despre asta inclusiv în finance. I'll sum it up in English if it's... I think that's true, but we do have good examples of human error causing far worse. But I take your point. But really, as I said in my presentation, what we want to do with our user experience and with smart user experience or technology like artificial intelligence or machine learning based on big data is to put real people in a position to make a decision. It's not to make automatic decisions for them. Sure, let's make really boring, trivial decisions, filling in forms or ordering more milk. But I think in terms of real human decisions, no. But we want to make it easier for people to have the information at their fingertips to immediately see, for example, in your case, something's going wrong, let's correct it. And that's where that failed. I think it happened in the middle of the night or something. I didn't read it, but I know the case. But I think it's a point well made. So I do have one question, and this is to the Romanian HR community, however you define yourselves. So where are you with fitness and wellness programs? Are they going to be hot topic? Show of hands. Anybody want to comment or what? We'll wrap it up real quickly. Thank you. Vrea cineva să răspundă? Haideți, vă rog eu să nu-i lăsăm impresia că nu ne preocupă deloc sportul și sănătatea. Ba da, doar că cred că dăm... Ca să vă spun așa despre Ultan, Ultan alargă la maraton. A fost și duminică la maratonul. I told them something about you. You're a very sporty guy. Ok, întrebarea era dacă facem mișcare, nu? Da. Yes. So, I go to the gym 3 times a week. No, I meant for employee, like the HR departments run these programs, that's my... Yeah, I don't know. No. No, because I anyway, I work remote, so I don't know. I think they also do something. No, I'm interested in the adoption and I'm not suggesting you run a marathon. Ok, nu știu dacă am înțeles exact aplicația. Am înțeles că este de fapt un ceas sau ceva de exemplu. Nu știu exact cum funcționează, de asta nici măcar nu știu ce să spunem din punct de vedere al resurselor umane legate de wellness la muncă. De asta zic că ideea este ok, toată lumea vrea să facă sport, pentru că cel mai mult stăm la muncă, dar nu am înțeles exact cum funcționează aplicația aceasta. Aplicația nu este dedicată sportului. Și întrebarea lui Ultan era dacă, din punctul dumneavoastră de vedere, ca și oameni de HR, există în cadrul companiilor o tendință de a ne preocupa de binele angajaților, cât sport fac, cât mișcare fac, se alimentează bine, lucruri de genul acesta, care stau la baza bunăstărilor. Nu mai avem răspunsul și oricum suntem cumva în criză de timp. Avem în spate. Fugi tu până acolo, te rog. Celălalt moment? Șocină și momentul de la finalul următorului moment, ca să nu ne întindem cu totul și cu totul. Tu nu vrei să program, faci sport, am înțeles. Da, bine, uite, bine, te iert. Hai, fugi un pic până acolo, dar... Deci totuși, nu, dacă bine, mă duc hai, în stânga, bine. Trebuie să mă duc și în dreapta. Rămânem ca la final să răspundem, stai aici și fă două flotări. Mulțumesc, te rog, Monica.
ca să mergem mai departe. Interesant este că urmează câteva prezentări dedicate chiar well-being-ului, exact. Nu? Și... Păi tocmai de asta, n-aș vrea să le luăm, uite, s-au pregătit, sunt acolo, 1, 2, 3. Mulțumesc tare mult participanților din panel, mulțumesc, Ultan. Mai vorbim noi. Thank you.